Bine ați venit la noul nostru episod din seria noastră specială. Sunt Mihail Manoli, gazda acestui episod și astăzi suntem extrem de entuziasmați și să vă purtăm într-o aventură specială în țara sfântă. Alături de noi, astăzi îl avem pe pastorul Florin Antonie de la Biserica Genesis din Londra, care a călătorit împreună cu noi în octombrie 2018 în Israel, acum 5 ani. Frate Antonie, bine ați venit! Shalom, shalom, sunt fericit, sunt onorat să fiu alături de tine, frate Mihai. Când te gândești cât de repede trece timpul și că încet, încet albim, nu sunt lucrurile chiar atât de roz, dar amintirile vor rămâne întotdeauna puse la cel mai frumos tindard, pentru că acea călătorie a fost extraordinară. Mi-aduc aminte cu așa de mare plăcere clipele pe care le-am petrecut împreună în Ierusalim, în Israel, în călătoriile noastre. Acest episod face parte din seria noastră de călătorii sacre la Superlativ, unde explorăm destinații spirituale fascinante, iar astăzi ne concentrăm pe una dintre cele mai incredibile și inspiratoare țări, Israelul. Ne bucurăm să vă avem astăzi aici pentru a discuta despre călătorie pe care am făcut-o împreună în Israel, așa cum menționam mai devreme. Ce v-a inspirat să vizitați țara sfântă? E bine, este de notorietate faptul că sunt etnic evreu. Și când vorbești despre Israel, acolo pentru mine este un soi de acasă. Așa cum România este acasă, așa cum Marea Britanie este acasă, nu scap nicio oportunitate în a călători în Israel. Fusesem înainte, de mai multe ori în Israel, dar am luat și acea oportunitate de a fi împreună cu voi. Pentru că atunci când ai mai mulți români pe lângă tine și dumneavoastră vă ocupați prin această companie de turism în a pune la dispoziția fraților noștri români și nu numai posibilitatea să călătorească, a fost o oportunitate bună de a petrece timpul lângă unul dintre cele mai prieteni, aș spune, popoare vis a -vis de poporul Israel. Și anume, vorbesc aici despre România, oameni calzi, oameni buni, oameni care au fost întotdeauna lângă evrei și oameni care merită să vadă uh, exact cum arată Israelul în realitate, pentru că uh, sunt și multe uh, aș spune eu deformări în mintea noastră cu privire la Israel, pentru că l-am văzut foarte mulți oameni doar în filmele haludiene no. și așa mai departe. De aceea, oportunitatea de a fi împreună cu voi a fost una extraordinară și am beneficiat și noi de ea. Mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase despre poporul nostru, despre noi, românii. Care a fost primele impresii atunci când ați ajuns în Israel? Puteți să ne împărtășiți cu noi un moment sau o experiență memorabilă din călătoria dumneavoastră sau a noastră în Israel? Ceva care v-a lăsat o amprentă puternică? Bine. Prima și prima dată când eu am ajuns în Israel, am simțit nevoia să îngenunchez și să sărut acel pământ. Pentru că este o mentalitate cu care crești într-o familie etnic-evreiască. Chiar dacă familiile contemporane nu mai sunt atât de religioase, nu mai țintesc neapărat către ideologia religios-judaică, totuși, dorința aceasta de a-ți vedea poporul, țara, pământul acela din care te tragi. E ca un magnet care te atrage. În ceea ce privește vizita împreună cu voi, a fost plină de aventuri. Pentru că atunci când ești în perimetru unor oameni curioși care vor să vadă multe lucruri, întotdeauna sunt experiențe frumoase. Ce am rămas eu, cu ce am rămas eu impresionat a fost modul în care voi v-ați ocupat de toate lucrurile, ceea ce uh, e un lucru, un lucru pe care îl doresc tuturor uh, companiilor care se ocupă de turismul spre țara sfântă. Ne-am bucurat că ați fost calzi și când am fost acolo nu s-a simțit diferența între a merge acasă sau a merge într-o excursie. Pus la dispoziția tuturor oaspeților voștri, ca să se simtă bine, să se simtă ca acasă, să se simtă primiți, pentru că nu e așa, când merge în Israel, fiecare dintre noi se simte ca acasă, având în vedere că suntem un popor creștin, cumva și poporul român este, dacă nu fratele cel da. mai mic, măcar verișorul lui Israel, pentru că a fost adoptat. Să fie parte în Domnul Isus Hristos, care s-a născut acolo, s-a născut în Israel, s-a născut la Betlehem, a făcut mare parte din lucrarea sa în Ierusalim, acolo unde am fost împreună. Așa că mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere. N-aș putea rezuma la unul mm -hmm. dintre momente, pentru că aș fi nefair play față de toate celelalte momente frumoase. A fost o aventură plăcută. Pentru că atunci când te afli mai ales printre credincioși, Evanghelici, știu că voi aveți foarte mulți evanghelici pe care îi duceți acolo și eu am avut șansa să vin cu evanghelicii, a fost o bucurie să-i văd uimiți când au văzut De. acele locuri prin care compania noastră i-a plimbat, i-a dus. Să-i -să vezi cum reacționează când observă că Biblia prinde formă în fața ochilor lor, că orașele acelea istorice, zidurile acelea. Ale Ierusalimului, locul unde a fost Templul, zidul plângerii, să le poate atinge și să înțeleagă că tot ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu nu este o poveste, ci pur și simplu este o captură. Ca, o, ca un snapshot, zic englezii, ca o fotografie a istoriei care încă se păstrează în realitate. Și lucrul acesta m-a bucurat. Astea sunt amintirile pe care le-am avut. Fericire, și anume fericirea oamenilor uh, de a vedea realitatea așa cum este ea, la care voi ați contribuit, pentru că ducându-i acolo, nu este doar un business, cum ar crede unii, ci este pur și simplu un proces educațional. Pentru că voi îi duceți pe oameni să înțeleagă istoria unui popor, și mai ales istoria biblică, pentru care vă felicit. Ați menționat cuvântul de a se simți acasă în Israel. Mi-aduc aminte în caz, odată am aterizat și eu în Israel și un prieten care ne-am făcut prieteni după atâtea vizite în Israel, ne-am făcut ceva prieteni. Și un prieten, i-am trimis un SMS, uite frate, am ajuns în Israel. Mi-a răspuns simplu înapoi, bine ai venit acasă. Da, pentru că poporul evreu este un popor extrem de primitor și uh, nu vreau să uitați, dumneavoastră știți lucrul acesta, dar uh, mă gândesc că pentru telespectatorii noștri, uh, e o comunitate foarte mare de români. Sunt în jur de 400.000 de de uh, români național român cu naționalitate română, uh, ceea ce e un număr extraordinar de da. mare, pentru că Israelul nu are o populație atât, Atât de numeroasă, precum suntem noi obișnuiți, este sub 10 milioane de oameni. Ceea ce înseamnă că este o densitate extrem de mare, aproape 10 la, aproape 5-6-7% din po populația, de fapt, a Israelului de astăzi, este uh, românească, este română. Uh, dând la o parte ceilalți etnici arabi care da. sunt acolo și păstrând doar evrei, uh, lucrurile se simplifică. Înseamnă că poporul român are o densitate extrem de bună și ei se simt ca acasă. Pentru că evrei, foarte mulți dintre ei, au crescut în România. Foarte da. mulți dintre ei. Și ei vorbesc românești. Iată, domnul doctor, al excelenței sale, Benjamin Netanyahu, da. este crescut în România. Născut în România, educat în România, vorbește românește. rabinii foarte mulți care sunt acolo vorbesc românește. De aceea, cumva, pentru evrei să vină în România sau pentru români să meargă în Israel este ca și cum ar merge acasă. Da, și acum chiar mi-am adus aminte un moment foarte frumos. Apreciam și eu un pic așa dintr-o parte grupul, cum vorbeați dumneavoastră în fața grupului, cum strângeați grupul și le spuneați, vedeți că în acasă în adunare, în biserică, la noi am studiat asta, am făcut studiu biblic. Haideți aici acum la fața locului să reluăm și să, să vă vorbesc din pasajul care l-am studiat înainte de călătorie. Apreciez lucrul ăsta, mulțumesc mult! Cu, cu multă plăcere! Israelul este cunoscut pentru istoria și cultura sa bogată. Ce lecții sau învățăminte importante ați extras din vizita dumneavoastră noastră în Țara Sfântă? Faptul că totul aduce sens. Cel mai important pentru mine este că Biblia este o realitate. Biblia nu este pur și simplu o carte de povești, de basme, așa cum insinuează foarte mulți oameni, care încearcă să prezinte Biblia doar ca pe un cod etic și moral, cu istorii închipuite, cu foarte multe alegorii cum insinuase origene pe vremuri. Pur și simplu, Biblia este o carte de istorie. Pe lângă faptul că este o carte morală, etică, din care ne tragem seva credinței noastre, Biblia este și o carte istorică. Și îndrăznesc să spun, este istoria cu cele mai vechi izvoare prezentate aici. Pentru că vezi istoria noastră de peste șase mii de ani, vezi omul de la creația sa, Vezi civilizațiile născându-se și trecând unele peste celelalte. Ce m-a impresionat cel mai mult în Israel este faptul că îți arată partea reală a scriptului biblic. Îți arată realitatea, practic, din cărămizi, din praful acela specific Israelului. Îți arată că tot ceea ce s-a spus este exact așa cum s-a spus. Pentru că pe baza descrierilor biblice, pot să mergi și să găsești acele vestigii, efectiv. Oameni care au descoperit, arheologic vorbind, o sumedenie de artefacte doar pentru că au insistat asupra coordonatelor geografice pe care le prezintă Biblia și nu pe care le prezintă anumite istorii contrafăcute ulterior. Foarte frumos, mulțumim. Când vorbim despre Israel, mulți oameni se gândesc la locurile sfinte și, bineînțeles, religioase. Care a fost locul cel mai semnificativ pentru dumneavoastră din punct de vedere spiritual și de ce? Ierusalimul, pe bună dreptate, pentru că orice evreu țintește către Ierusalim. Dar acolo, în Ierusalim, locul cel mai drag mie este. Grădina Mormântului. Grădina Mormântului este un loc revendicat oarecum de mișcările evanghelice, ca fiind locul aproximativ în care a fost uh, Golgota, în care a fost uh, răstignit Domnul Iisus Hristos și apoi îngropat Domnul Iisus Hristos. Desigur, tradițiile ortodoxe uh, vorbesc despre locul acesta ca fiind mult mai înspre oraș. Doar că el nu corespunde detaliilor biblice. Și apropo de ceea ce dumneavoastră mă întrebați mai devreme cu privire la acuratețea cu care lucrurile sunt prezentate scriptural, tot ceea ce noi vorbim despre Sfânta Sepulcere, de exemplu, no. acolo este un mormânt, între ghilimelele de rigoare, care a fost identificat de către Sfânta Elena mama imperatorului Constantin la câteva sute de ani, 300 de ani de la uh, uh, momentul în care s-a acceptat, da, în momentul lucru. în care s-a întâmplat toate aceste lucruri. Uh, fundamentul prin care Sfânta Elena a venit și a spus uh, acesta este locul este un vis de noapte, practic ea visat noapte și a spus aici a fost mormântul, aici a fost Golgotha. Dar dacă citești cu atenție Sfânta Scriptură, îți dai seama că mielul de ispășire, jertfa ah. de ispășire, nu se face acolo, pentru că punctul acela nu este la nord de cetate. Întotdeauna jertfa de ispășire trebuie să fie la miază noapte, trebuie să fie la nord, exact în area aceasta în care ai ceea ce noi numim acum drumul Damascului, pentru că pe acolo, dumneavoastră vă aduceți aminte, pentru că știți pe din afară, ca și ghid, zona Ierusalimului, dar e rugăm pe cei care ne ascultă acum să se uite pe hartă, acolo se poarta Damascus, pe acolo se duceau către Damasc. E bine, asta m-a impresionat cel mai mult, faptul că uh, și m-a uh, cumva uh, onorat să văd uh, locul acela, uh, să-mi închipui cum a fost uh, în trecut, să vezi de la înălțimea respectivă, practic că te uitai, da. tot Ierusalimul îl vezi de acolo, foarte frumos cumva să înțelegi că Domnul Iisus Hristos a fost ridicat între cer și pământ și pus pe acel lemn al blestemului cu fața spre Ierusalim să vadă în fiecare secundă a chinului său a pogromului său dacă pot spune asta locul pentru care a tânjit a suspinat a avut pasiune, a plâns, a zâmbit și a murit pentru el. Să-l vadă până la ultima sa Asuflare. Asta este locul care m-a impresionat cel mai mult și le recomand celor care vin împreună cu dumneavoastră în vizită uh, să vadă și poate când îi veți duce acolo la locurile respective să le spuneți, uite, despre asta vorbea și uh, Florin Antonie în, în interviu. Din ce a mai rămas, pentru că uh, uh, musulmanii, și îmi permit să adaug lucrul acesta, musulmanii, uh, și dumneavoastră știți lucrul acesta, ca să-și bată joc, au pus exact în locul respectiv un cimitir musulman. Și chiar în fața lui o stație de autobuz. Da. Dacă ați menționat aici despre poarta Damascului, foarte interesant că se este din cetate prin poarta Damascului, se traversează strada și grădina mormântului. Da. E, e o oază în acel cartier musulman unde e atât de mare. Ce ați simțit în grădina mormântului acolo? Liniște. Liniște și pace. Liniște și pace pentru că este foarte bine administrată de o organizație misionară americană care se asigură că este tot respectul cuvenit acolo. Israelul este și o țară cu diversitate geografică impresionantă, de la Marea Moartă la Muntele Carmel și multe, multe altele. Există o regiune sau un peisaj care va a captivat în mod deosebit? Vă recomand să-i duceți pe oameni la Masada, să vadă o parte din istorie și vor înțelege că. De ce acel loc este practic impresionant? Pentru că în vârful Masadei ești cumva la nivelul solului. Doar că toată valea aceea a Mării Moarte este la peste uh, 300-400 de, de metri sub nivelul mării. Sub nivelul mării, ceea ce creează cel mai jos loc de pe Pământ. Uh, practic, acolo ești, cum s-ar spune, sub nivelul mării cu sute de metri. Dacă marea s-ar revărsa, oceanele s-ar revărsa, acolo ar fi uh, o, o practic. O vale, o, o apă foarte adâncă. E, e fenomenal ceea ce vezi acolo, și să știi că Biblia scrie că va veni un moment în care exact acel punct de pe glob unde este cea mai mare densitate de sare într-o apă va deveni apă dulce, apă vindecată, care va abunda de pești da. și de ființe marine. Iar imediat aduc aminte, m-a întrebat cineva, Mihai, pot să spun câteva lucruri de ce un creștin ar. Trebuie să viziteze Israelul. Dar întrebarea eu o pun: se merită să investească un creștin care citește Sfânta Scriptură într-o vizită în Israel? Nu doar că se merită să investească, eu cred că fiecare credincios autentic, care își dorește să fie uh, un credincios bun și care își permite, pentru că nu toți își permit să facă lucrul acesta, ar trebui să planifice măcar o dată în viață o vizită în Israel. De ce? Pentru că altfel Biblia nu va avea cum să fie într-atât de bine poziționată ca și imagistică, pentru că efectiv tu pui locurile respective și imaginile respective la locul lor în Biblie. Vei înțelege mai bine. Este o investiție nu doar pentru Israel, ci este o investiție în religia noastră iudeo-creștină. Israelul, din nefericire, este la incidența acestor drumuri ale diferitelor facțiuni musulmane. Și este bine ca noi să investim cât mai mult, noi, creștini. pentru că altfel musulmanii își investesc ei partea lor acolo. Și ar fi păcat. Dacă ar fi să evidențiați un singur lucru sau o idee principală pe care ați dori să o transmiteți ascultătorilor noștri, care ar fi? Să iubească pe Israel, să-și facă timp, să meargă măcar o dată acolo, și să nu uite că Domnul Iisus Hristos s-a născut pe cele locuri. Și dacă vor să-l înțeleagă cum s-a purtat, cum a vorbit, care au fost traiele lui, cum a mers, care au fost drumurile pe care a călătorit, să-și dea silința, să ia legătura, iată, cu, cu unii dintre voi. Dumneavoastră conduceți o astfel de agenție de turism, Oxensia, ca să-i duceți acolo, să vadă să vadă este fundamental pentru ei să înțeleagă altfel vor rămâne redundanți și captivi mentalității acestea vestice care l-a românizat, l-a englezificat l-a germanizat pe Domnul Iisus Hristos El n-a fost așa cum îl prezintă hollywood -ul. El a fost evreu, iudeu și cred că ei ar trebui să înțeleagă că e fundamental să ia legătura cu organizații precum cea dumneavoastră eu o recomand dumneavoastră să meargă acolo și să vadă cu ochii lor cum arată un iudeu autentic de, în țara lui? De mic copil știu că și-am crescut cu filmele de la Hollywood, că răstignirea a fost acolo undeva pe un munte, dar nu are nicio semnificație. Da. Și cel care citește Scriptura, practic el calcă prin Sfânta Scriptură, învățând și vă, văzând toate locurile astea. Pentru încheiere, ce mesaj aveți pentru cei care... Vă ascultă pe dumneavoastră sau vă, vă urmăresc astăzi și care își doresc să facă și eu o călătorie spirituală sau culturală în țara sfântă, în viitorul apropiat, bineînțeles. Să o facă cu mintea deschisă? Vor întâlni acolo o confluență a culturilor? Să nu se lase speriați sau sub presiunea? Bizanțului, de altă dată care a făcut multe bazaruri acolo și stilul acesta uh, bizantin, și să caute adevărul din spatele pietricelelor, din spatele naturii, din spatele reliefului și a geografiei. Le recomand să își facă timp pentru asta, iar dumneavoastră uh, vă transmitem aprecierea noastră, să aveți cât mai mulți oameni pe care îi duceți acolo și când ei se vor întoarce la Dumnezeu, să vă aduceți aminte și de noi, aceia care, să spunem, suspinăm pentru poporul acesta. Cu aceasta vă mulțumim din inimă că ne-ați însoțit în această călătorie spirituală despre minunatul Israel. Cu cât mai mult se pot bucura de această călătorie virtuală, cu atât mai multă lumină și inspirație putem răspândi în lume, noi și dumneavoastră. Așa că vă sfătuim să dați mai departe acest podcast, acest video prietenilor dumneavoastră, celor din familie, fraților și surorilor din adunări, din comunitatea de unde dumneavoastră faceți parte, ca să știe tot mai multe lume despre aceste podcasturi, despre această destinație Israel. Așadar, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, dacă nu ați făcut-o deja, și să activați notificările pentru a primi mesaje și să fiți informați la timp când postăm un nou conținut. Până data viitoare, până la nou podcast, vă salutăm cu shalom și închidem acum cu rugăciunea și binecuvântarea aronică în limba ebraică de fratele pastor Florin Antonia. Mulțumesc pentru că îmi dați această oportunitate. Vă binecuvântez pe toți în numele Domnului Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. Ivarecheha Adonai ve era Adonai ve huneka, Isa Adonai Vei asemneha. Shalom. Domnul Dumnezeului Israel să vă binecuvânteze și să vă păzească. El să facă să-L fața Lui peste voi și să îndure de voi. El să-și întoarcă fața către voi și să vă dea pacea. Amen.